Un nou maraton de vaccinare se desfășoară la Palatul Republicii din capitală. Sunt așteptați toți cei care vor să se imunizeze împotriva COVID-19 de la ora 7 dimineața până la ora 22. Sunt disponibile serurile Sputnik V, AstraZeneca și Sinopharm. Cetățenii vor fi organizați într-un rând unic și se va respecta principiul primul venit, primul servit. Programul de imunizare va fi prelungit și după ora 22. De la demararea campaniei de vaccinare, în țara noastră au fost administrate peste 642.000 de doze, peste 237.000 de persoane au schema completă de vaccinare cu două doze. Până acum, în Moldova, au ajuns peste 1.000.000 de doze de la diferiți producători. Mai mult de jumătate sunt AstraZeneca, puțin peste 200.000 Sputnik V și 152.000 de doze Sinopharm. Sputnik V nu a obținut deocamdată autorizarea OMS, dar a fost autorizat de Agenția Națională a Medicamentului din Moldova în luna februarie.